Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Cornel Coman, candidat PNL pentru primăria Pietrari în bătălia pentru Dâmbovița, emisiune de promovare electorală. Vorbeam despre ceea ce ați reușit dumneavoastră să faceți în mandatul care stă să încheie la 5 iunie și aș vrea să punctăm aici câteva dintre obiectivele realizate, dar să vorbim un pic și despre ceea ce vă propuneți pentru următorii 4 ani. Păi, haideți să le luăm. În primul rând, pornesc cu realizarea sediului nou de primărie. Odată ce ne-am divizat ca și comună, în momentul când m-am dus la Comuna Pietrari, stăteam în căminul cultural. Da? Prima țintă pe care am avut-o, ca să avem o activitate benefică, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru cei care vin din exterior, trebuia să mergem într-un sediu. Am făcut unul dintre cele mai frumoase sedii de primărie, cred, ați fost la mine, știți foarte bine, cred că după Valea Dâmboviței, unul dintre cele mai frumoase sedii de primărie. Prima investiție. A doua. Aveam foarte mari probleme cu inundațiile. Datorită ieșirii din matcă, apărului în Râul Alb, apa venea și toate gospodăriile care sunt de-a dreapta, spre deplasarea spre Târgoviște, de-a dreapta drumului, toate erau inundate. Am reușit prin fondul de mediu să îndiguim 2,2 km de drum. Da? Altă investiție. Aveam foarte multe probleme cu traversările pârâilor și a râurilor. Am construit trei poduri, dintre care unul la satul Valea Câmpului, un pod de mare învergură cu deschidere de 32 de metri, da? A patra investiție. Am început și am făcut o școală nouă, cum cred că e una dintre cele mai frumoase școli pe care sunt pe Valea Dâmboviței, da? Lucrăm acum la sistematizare și la modernizarea ei pe exterior. Am avut o perioadă de colaps de 2 ani de zile, financiar, pentru că ni s-a adus nouă această parte de cofinanțare comunității locale și n-am avut bani. Și după aia am spus tot timpul, domnule, ajutați-ne, domnule, n-are comunitatea cu ce să facă, ne trebuie 500 de mii de lei, 5 miliarde, nu avem cu ce, nu vorbim aiurele. Și a trebuit să stăm aproape 2 ani de zile, că toată lumea a fost surdă la apelul pe care l-am făcut eu. În fine, s-a găsit soluția, ne-a băgat pe Ministerul Dezvoltării, acum lucrăm la sistematizare, deci un obiectiv făcut. Școala after school de care am vorbit, da? Alimentarea cu apă, care suntem cu ea în proporție de 90% finalizat. Avem niște probleme create de niște sincope, care se rezolvă și astea, cred că maxim într-o lună zile continuăm investiția. Avem proiectul făcut pe finanțarea fondurilor europene, măsura 322D, da? 8 km de drum și construcția la 4 poduri. În satul Valea, 4 poduri, 8 km de drum, care este undeva într-o proporție de 60% realizată și care e în curs de implementare. Până în toamnă o să vin gata și cu investiția respectivă. Deci toate lucrurile astea au fost și altele. Mă rog, au mai fost și de mici dimensiuni. Construcția unui pus de mare adâncime pentru alimentarea cu apa locuitorilor, cu amenajarea tuturor drumurilor, pietruirea drumurilor pe unde s-a putut. Așa, achiziționarea în fonduri europene, pe grupul de acțiune locală a unui buldoescavator, că aveam probleme pe timp de... Deci toate lucrurile astea au fost puse pe hârtie și toate au fost duse la îndeplinire în perioada celor două mandate. Da? În totalitate. Ceea ce spun oamenilor acum și spun îndeplinirea facultăților mentale și să aibă garanția că eu ceea ce promit în acest moment și ceea ce scriu un pliantul la în campania electorală, o să fac. Drumul de legătură Pietrari-Vulcana Băi, prin satul Șibot. Deci obiectiv pe care sigur o să-l dezvolt în mandatul 2016-2020. 2. Construcția unui pod nou în satul Valea. Asta este pe fonduri europene, ca să ne și înțelegem că știu de unde, da? Construcția unui pod nou de satul Valea. Identificarea finanțării va fi că închei cele două proiecte și o să merg pe ordonanța de guvern 28, da? Pentru că am dreptul, chiar dacă rămân cu unul singur, alimentarea cu apă, două dintre proiectele pe care le am acolo se vor încheia. E vorba de școală, care sigur se va termina în această vară, școala, ca investiție, și e vorba de construcția celor trei poduri care sunt finalizate, dar au mai rămas mici corecții de realizat acolo. Mai avem o sumă disponibilă, firma care a construit o să vină să-și termine lucrarea. Deci construcția unui pod în satul Vale. Și al treilea obiectiv, bine, mai multe, dar al treilea obiectiv, iar de mare importanță, va fi realizarea tot pe fonduri europene a drumului de legătură între Pietrar și satul după deal. Deci acum vin, în momentul ăsta, și promit oamenilor din satul după deal că în mandatul viitor, eu n-am făcut această promisiune în mandatul 2012-2020. Ați văzut de foarte multe ori ne-am trăit cu lucruri care s-au dus oamenii de acolo. 2016-2020. 2016-2020, dar în 2012-2016 eu n-am făcut această promisiune oamenilor din satul după deal. Și oamenii cu toate astea s-au dus și s-au supărat pe mine de foarte multe ori ne-am trezit cu televiziunea pe acolo, pe un fond nejustificat. Pentru că eu în 2012 mi-aduc aminte, la toți oamenii din satul după deal,
Cel care a promis că face acest drum a fost actualul președinte al Consiliului Județean, Adrian Suțuianu. Deci pot să am înregistrarea la momentul ăla și pot să o aduc când a pus mâna pe microfon și a spus pentru oamenii din satul după deal, sigur o să facem drum acolo. Păi a apărut tensiunea între PNL și PSD, a transformat un fond de ură cu Coman și așa mai departe, nu l-a mai interesat niciun fel de colaborare cu mine, nici măcar în mandat de 4 ani. Lăsați că nici dumneavoastră deci n-am mandat de 4 ani. Nu. Eu, până punctul meu de vedere, știți cum aș lucra? Consiliul Județean pentru noi trebuie să fie următorul lucru, cloșca cu pui, da? Eu am fost puiul la rătăcit care a zis la revedere, știți? Deci asta e, vă spun eu sigur. În 4 ani de zile nu m-a chemat odată pentru o problemă care o are comunitatea. Deci asta, nu vreau să fiu rău, dar trebuie să-i atrag atenția. Trebuie să vă duceți dumneavoastră și dacă am fost, auziți, și dacă am fost odată acolo și dacă tot timpul reacția asta e la modul următor. Ăsta e prieten cu Florin Popescu de lângă ăsta. Haide să fii serios. Eu am zis, domnule, eu am venit la dumneavoastră să discutăm administrație, nu politică, da? Politică discutăm acum în campania electorală și mai discutăm peste 4 ani. A fost o perioadă tensionată, mi-aduc aminte că au fost replici și contra-replici. Da, deci eu am cerut întotdeauna să mă privească ca un bun administrator acolo și să privească comunitatea locală, nu prin Coman, prin nevoia de dezvoltare a comunității locale. Coman poate să fie astăzi, poate să nu mai fie mâine, deci nu e nicio problemă. Da? Ca și dovadă că eu, pe declinul pe care l-au creat acolo, le-am și cerut. Doar dacă găsim o soluție comună, să punem, poate și pe noi un alt candidat sau altcineva, eu chiar mă retrag din conjuntură, dar au venit oamenii și au zis, domnule, să poate să nu continuăm ce am făcut acolo. Vă rog frumos, mai rămâne și am zis, haideți, domnule, mai rămân în comandat. Pentru că nu e o dependență pentru mine locația respectivă ca pentru un om care nu are nevoie de servicii. Mie nu-mi trebuie neapărat banii pe care îi câștig eu la primărie. Îi câștig mai bine de 10 ori. Plus o grămadă de belele. Și plus o grămadă de probleme și să stai tot timpul în tensiune. Dar e păcat. Mi-aș bate joc de comunitatea respectivă ca să m-aș considera că sunt un laș, ca să nu mai candidez încă o dată și să continui ceea ce am început acolo. Și am susținere totală din partea oamenilor, chiar dacă acum în campania electorală mai sunt agitații de astea, că normal că se mai bagă și alții în joc, dar eu am spus-o. Zic, toți care intră în competiție electorală cu mine, dar cu până pe 5, am încă 3 competitori acolo cu mine, 4, o să fie 4 primari până pe 5 iunie, iar după 5 iunie o să fie Coman. Sunteți foarte sigură, ce mai facem alegeri atunci. Ce ne puteți spune despre echipa cu care vă prezentați? Echipa cu care mă prezint a fost foarte reîntinerită. Deci, una dintre condiții pe care am pus-o a fost ca cei care vin alături de mine, noua echipă, pot să spun la momentul ăsta că nu eu sunt cel mai bătrân, nu. Totuși am o doamnă consilier care e un pic mai în vârstă, dar ținând cont de faptul că este doamnă, am spus, nu-i luați vârsta, doamnă, că acum 55-56 de ani, că nu trebuie să vorbim la doamne despre vârstă. Da? Greați așa și da, e mai bine. Chiar în Consiliul Local s-ar putea să am 3, de la, așa cum estimăm noi că o să luăm numărul de consilieri, acolo cred că o să am 3 doamne consilieri, de 7. Păi ce număr estimați? Pe 7. Pe 7. 7 din? De 11. 11. Și viceprimar? Pe cine? Viceprimar, actualul viceprimar, domnul Ciuciu, care e un băiat extraordinar și a dovedit calitățile de bun antreprenor. Și ar fi păcat comunitatea asta, chiar dacă, că am vrut să mai vă spun ceva, au un fond de supărare, la ce mod pornește fondul de supărare? Dom'le, știți, Coman, nu prea îl găsim pe acolo. Eu am spus-o tot timpul și oamenilor mei și de câte ori am chemat la ședință și ne-a zis așa. Dom'le, mi-asum această vină. O mi-o asum. Dar în momentul când am candidat, v-am spus același lucru. Coman se ocupă de administrarea efectivă a primăriei, dar în timpul liber are și alte activități. Și de multe ori poate cooptarea asta nu poate să mă ducă direct la fiecare om acasă. Deci nu mi-a făcut și nu mi-aș face, o recunosc, o țintă fixă numai din primărie. Să renunț la tot ca să fiu numai primar. Nu se poate. Adică aș renunța la primar mai repede decât să... Na, vă spun cinstit că eu sunt un om corect. Aș renunța mai bine la primar decât dacă mi-ar cere cineva. Nu mai vreau să fiu primar, dar vreau să mă ocup și de alte activități. Pentru că nu sunt într-o comună, dacă eram într-o comună gen Voinești sau poate mai mare, într-adevăr, poate mi-aș fi pus această întrebare. Multitudinea de probleme, întrebare. Probabil că vă țineam. Era, exact, da, pentru că apăreau o multitudine de probleme care trebuia rezolvate. Și dar la mine în comunitate sunt probleme nevoie. Puține și eu la momentul ăsta am un viceprimar extraordinar de deschis, la dialog. Dar poate oamenii au nevoie de primar să-l vadă acolo primarul și să se consulte primarul, cu da, el. Da, mediul rural, primarul e ca o alifie, da. Le unge rânile, le... Momentul o vorbă bună vorbă dacă primarul, îi spune primarul și sau deja... primit sletește. Da, dar să știți că mi se pune de foarte multe ori și atributul ăsta, mai ales acum, de contracandidați, ăla e îngânfat, nu cred eu. Uite, în comunitatea locală, efectiv, nu cred că mi s-ar pune acest atribut, pentru că
A, la ce mod îngânfat? La modul că eu sunt o persoană stărită? Da, asta ce să fac acum? Să-mi dau foc la avere? Ce să-i fac? Da? Nu pot să fac așa ceva, nu? Sunt o persoană stărită și recunosc. Dar asta nu înseamnă că sunt îngânfat. Nu înseamnă că nu zic bună ziua pe stradă. Nu înseamnă că nu stau de vorbă cu bătrânii. Nu înseamnă că... Deci eu mă duc la biserică. Deci... Da, dar oamenii vor să-l vadă pe gospodarul localității Oamenii acolo. dacă vor să-l vadă pe gospodar, eu cred că am văzut o parte așa din oameni, mai ales în rural, care zice, dom'le, știți, primarul pentru ei cam așa ar fi. Dacă s-ar putea să vină să le taie lemne, să le facă focul, să le ajute până la animale, până gospodărie, hai să fii Nu, serios. nu vreau să exagerăm. Păi nu, dar am întâlnit și acest tip de exemplu și am avut odată chiar unul mai vârstă așa și un pic caragios, care mi-a zis, zice, știți că eu asta iarnă n-am avut să bag lemne în sobă, n-a venit nimeni să-mi dea zăpada în curte și am zis, dacă cred că ne confuzi acum, dacă am face toate la toate gospodările așa, cât ține trebuie. În schimb, când angajăm în aparatul primăriei, tot e aici, aia vin și te înjură. Nu mai angajat și pe ăla, nu erați destui, v-ați mai angajat încă unul acolo. Și spune, păi stați așa, că uite, l-am angajat pe unul să facem administrație, dar puteți să trebuie să stai lemne în curte, nu e bine. Corect. Ce vă propuneți, efectiv, pentru perioada care vine? Pentru perioada care vine, îmi propun să perioada până la alegeri, vă referiți? Imediat după alegeri, dacă Da, veți după fi ales. alegeri. Păi îmi propun să îmi continui proiectele pe care le am. Îmi propun să, acum am mai să îmi depun proiectul și pe Vulcana Băi și celelalte două care suntem în lucru cu ele. Așa? Și după aia îmi propun organizarea zilelor comune, pentru că la noi s-a făcut de mine, efectiv, s-a făcut o tradiție și vreau să facem zilele comune așa cum s-au făcut în alți ani. Pentru... De foarte multe ori avem replica asta și fă fond de răutate, să știți că am avut într-un an la care n-am avut bani la bugetul local și anul ăsta cred că sunt în aceeași situație și am găsit modalitatea și am adus sponsori care ne-au susținut, ne-au sponsorizat această... Nu pot să renunț la asta. Să vă spun de ce motiv. Foarte mulți bătrâni pe care îi avem în comunitate și foarte mulți n-au posibilitatea de a vedea un spectacol artistic decât o dată pe an. Da? Și poate mai au 2, 3, 10, 15, 20 de ani de trăit aici înainte și nu se pot duce. Nu se pot duce la o sală polivalentă în București, nu se pot duce la... Nu au posibilități nici financiare, nici... Și atunci, dacă nu poți să te duci să vezi un concert de muzică populară, transmis, live, ai această posibilitate care ți-o oferi și o dată pe an. Cei care critică lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, cred că nu au discernământ sau, vă spun cu toată sinceritatea, să le fie rușine, că noi venim să criticăm un moment pe care l-au și ei, o dată pe an, da? Dar se simți bine. Știți ce frumos e la mine de ziua comunei pe 20 iulie? Știu că am fost. Ați fost, da? Și cu artificii și cu tot ce e acolo. N-ar fi păcat ca mâine să nu mai fie așa ceva? Da? Eu mă îndoiesc că competitorii mei care stau acolo ar avea cel puțin capacitatea să facă Acum un depinde astfel și de de program. reglementările care vor fi, pentru că... Nu, pentru că în situația actuală neavând bani, trebuie să găsești modalitatea de a te sponsoriza cineva. Da? Pentru, indiferent de ce am face noi, 20.000 de lei, 200 de milioane de lei vechi, un astfel de spectacol costă, da? Nu Corect. poți altfel. Nu văd eu competitorii care sunt în spatele meu, care ar beneficia de un tip de sponsorizare de la parteneri de afaceri. Eu fiind în mediul de afaceri, normal că mi-e simplu să-i Mă zic aduceți lor. niște colegi. Da, dar asta o fac numai dacă sunt eu acolo. Dacă nu sunt eu primar acolo, n-are rost. Păi acum eu mă duc să aduc sponsor pentru altul. Păi spuneați că sunteți optimist în privința A, asta. eu nu că sunt optimist, sunt sigur. Dar ce a fost cu zvonul că ați fi dorit la un moment dat să fiți independent? Da. Era... Deci am avut o discuție cu Emil pe tema asta și aș fi vrut, într-o anumită formă, să fac pași mai mulți în ceea ce privește activitatea în Asociația Comunelor și consideram că, așa cum e Emil, că el la Emil atâția ani, Drăghici. Emil Drăghici, da, la atâția ani este acolo fiind independent. Adică, noi când ne întâlnim în sistemul ăsta asociativ, ne întâlnim primar, PNL, PSD, mă rog, toți care suntem acolo, e singurul care e președintele care este independent de politică și care îi dă această aureolă mult mai bună. Și am zis, bă, ar fi bine să cresc un pic. Pentru că sistemul asociativ pentru mine aici ar putea deveni o forță. Și eu consider că la nivelul județului, la momentul ăsta, nu prea funcționează cum trebuie. Chiar dacă se supără pe mine colegul meu, Dorinel Dorinel Soare, Soare, da. da? Dar la următorul mandat o să aibă un competitor, pentru că nu mai e la situația așa. După ce trebuie să alege, sigur o să-mi doresc să devin președintele Dar ce asociației la nivel. reproșați asociației? Nu reproșez, dar cred că trebuie mai multă muncă depusă, mai mult efort. Pentru că în momentul ăsta nici nu suntem membri în sistemul asociativ toate comunele din județ. Că ar fi ușor să te duci la oameni, să-i convingi, domnule, hai să intrăm.
să ne apărăm interesele, să ne zbatem pentru ceea ce... Dar de ce nu vor oamenii să înscrie primari? Pentru că au nevoie să vadă că e operativitate și există forță, coeziune, unitate în toată treaba asta. Există și o obligativitate din partea adică membrilor? Sunt organizații, chiar dacă Emilie din Dâmbovița și președintele Asociației Comunelor, sunt organizații ale Asociației Comunelor la nivel național care sunt mai puternice decât sunt, decât sunt în județul Dâmbovița. Da. Cum credeți că va fi această perioadă? V-am mai întrebat. Credeți că această perioadă de campanie electorală va căpăta anumite accente îngrijorătoare pentru mediul politic dâmbovițean? Eu, din punctul meu de vedere, nu pot să cred altfel decât, așa cum am fost întotdeauna un optimist, cred că va câștiga Partidul Național Liberal. Așa îmi doresc, în tot sufletul îmi doresc. Chiar în persoana, sunt un susținător fidel, fățiș, niciun fel de așa, Ciprian Prisăcaru, o spun că nu am niciun fel de teamă pe treaba asta. Consider că Ciprian a ajutat o echipă bună de consilieri, poate face treabă. E un om extraordinar de volubil, e un om extraordinar de deschis la orice tip de dialog și îl văd cel mai bun primar în acest moment. Iar la nivel județean vom vedea ulterior cum se va creiona, pentru că a venit acum și a spune, știți, președintele Consiliului Județean este Adrian Țuțuianu, președintele Consiliului Județean este Dumitru Miculescu. Haideți să vedem atunci, pentru că creionarea efectivă, exact, posibil ca să-ți intre ALDE, posibil să-ți intre un EPR-ul și nu se știe cum să va diviza jocul, poate chiar jocul să face la București, pe sistem de asociere și așa mai departe. Reușiți... De ce nu ne-am trezit cu Georgica Dumitru, președinte Consiliului Județean? Da, orice este posibil în condițiile astea. Eu nu tăgăduiesc nici o secundă că aveți dreptate. Vedeți, eu de asta spun că aici fiind, că am văzut acum de câteva zile că s-a anulat acel afiș. Eu în momentul când l-am văzut, am spus-o din start, zic, sigur acel afiș este ilegal. Nu poți să vii să-ți pui Adrian Țuțuianu, președinte Consiliului Județean și consilierii lângă tine. Stai să ne înțelegem. Adrian Țuțuianu ești candidat pentru funcția de consilier județean momentan, nu pentru ea de președinte. Așa cum te-ai pus la pe de altă parte, tactica de promovare a propriei campanii electorale cred că ar trebui să fie în ograda fiecărui partid, hotărâtă de fiecare partid. Pentru corect, că dacă o persoană din rămân... orice formațiune politică știe că este locomotivă pentru respectiva formațiune politică, poate să se pozeze în ipostaza de lider. El trage organizația vreți după să sine. Vreți să vă spun sincer și eu rămân adeptul la treaba asta, indiferent ce s-ar întâmpla. Primarul trebuie ales în două tururi. Obligatoriu. Și asta e adevărat? Dar deci și președintele de Consiliul Județean trebuie ales direct. Președintele Consiliului Județean trebuie ales direct, corect, tot în două tururi. Corect. Deci asta este cea mai... Am venit cu nebunia aia care a emis-o. Domnule, președintele Consiliului Județean l-am făcut baron local. Domnule, stați să ne înțelegem. Ce e noțiunea de baron local? Pentru că până la urmă, președintele Consiliului Județean trebuie să aibă pârghile necesare. Dacă vorbim despre reprezentativitate, bineînțeles, atunci să fie. Cap bineînțeles. Coadă, deci el trebuie ales prin vot direct în două tururi. Corect. Deci, asta e o prostie ce se face la momentul ăsta, că l-alegem bine, de acolo. Sunt foarte multe lucruri contradictorii și cele auziți, care reglementează campania electorală sunt... Problema cea mai mare, n-ați trăit momentele alea, că sunteți mai tânără decât mine, așa. Și n-ați trăit momentele anilor 96. În situația din 1996, da? Atunci președintele Consiliului Județean s-a alegea pe aceeași formulă ca și actuală, da? Nu pot să vă spun ce s-a întâmplat în 1996 în Consiliul Județean și cum a devenit președinte. Da, îmi imaginez, păi, pentru vedeți, că ceva de genul ăsta se poate întâmpla orice. Mai ales atunci imaginează că eu stat DNA, acum le e frică și dă umbra lor. Pentru că în momentul, haide să fii serios, o să aibă filaje, o să aibă seriul pe cap, crezi că mai merge cu de-astea, o să ai vedere. Cum veți colabora cu un președinte de Consiliul Județean care nu ar fi PNL, să zicem? Păi cum am colaborat și până acum? Adică? Păi da, există un început. Cum am colaborat și până acum? E ca cum n-am colaborat până acum și activitatea în comun a mers foarte bine, așa o să întâmple. Nu am nevoie de colaborare prea. Nu am nevoie. Haideți să fiți serioși. E nevoie de un parteneriat de dialog. E nevoie, da. Eu rog pe președintele Consiliului Județean, indiferent care va fi el, să-și îndrepte ochii către comunitatea locală și să-l lase pe Coman în pace. Cum a iubit ca om acolo, asta e. El e iubit ca un bun cetățean al comunei, ca un bun administrator. Ați făcut sondaje acolo? Nu am făcut sondaje, că nu mai e nevoie. Posibil să-i făcut cei de la PSD, puteți să-i întrebați pe ei. Da, e o idee bună. Da. Cam cum credeți că vă poziționați în preferințele alegătorilor, ca procent? Eu cred părerea mea că o să iau peste 70%. Sunteți optimist, așa? Da, dar de ce să nu? Și sunteți peste partid, sau? Da. Deci aici va fi o problemă și... Eu regret, eu de fiecare dată când merg în... Nu reușiți să decontați politic? Da, eu îi rog extraordinar de mult pe oameni. Că, de exemplu, și-au făcut și cei de la Partidul Mișcarea Populară, și-au făcut listă de consilieri, da?
Deci, la Partidul Mișcarea Populară, lista de consilieri și vor vota. Da? O să voteze cu mine ca... Vă dați seama că dacă acolo votează 100 de inși, dau ca exemplu la PMP-ul, 100 de inși se vor deconta la mine, care vor multiplica numărul față de consilierii mei, că e logică treaba, și au votat partea asta. Da. Și atunci o să apară un decalaj și nu mi se pare corect. Adică eu la momentul ăsta am nevoie și de un consiliu local. Și aia am făcut o ofertă. Pentru că cei de la PSD au venit cu vechii, care îi țin tot timpul pe liste pe acolo, și mai ales că sunt și așa cum sunt, au problemele care le au. Și în ceea ce privește ieșirea în activitatea în comunitatea locală, pentru că nu i-am văzut niciodată ieșind în comunitatea locală să zică, băi, uite, am și o tractor acasă, am pus remorca și mă duc să fac un drum acolo. Niciodată, înțelegeți? Nu au fonduri de răutate, altceva nimic. Păi când eu la momentul ăsta am pus tineri care sunt aproape la 40 de ani, care sunt extrem de săritori, cu ei am făcut de foarte multe ori treabă acolo. Pentru că dacă n-ai bani și trebuie să rezolvi un drum tot, domnule, găsim două găleți de motorină, dăm la două tractoare, cum bun doamnul nostru la primărie, ce anume? E legal? Păi nu e legal, dar haideți să lăsăm drumul ăla ca să... Păi facem un raport. Știu acolo. Ce se întâmplă. Păi nu e legal, dar în momentul când îți vine omul la domnule, poate să intru în curte că s-a dărâmat drumul, a picat malul, nu mai e legal sunt nimic. Sunt astfel de situații în care ești tras de mână. Trebuie să găsești o modalitate. Cum ai făcut? Pe ce fonduri? Ai, știu, doamna, dar gândiți-vă că oamenii nu sunt vinovați cu nimic, ei nu foarte, știu. Foarte scurt, un mesaj pentru alegători. Le doresc tot bine în lume. Sunt convins 100% că rămânem în continuare împreună, să stea și ei stă liniștiți și eu sunt foarte liniștit, nu am niciun fel de dubiu pe tema asta și să fie 100% convins că tot ceea ce am promis în emisiune și ce de fapt o să dau un pliant după care o să-l înmânez maxim o săptămână zile pe mandatul 2016-2020 și caut a face cu un om care întotdeauna știu ce vrea, întotdeauna ceea ce a vorbit a făcut. Și rămân la fel, adică încă nu am trecut, că dacă simt că am un pic de probleme de demențeală sau de senilitate, mă retrag, dar deocamdată nu sunt. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc mult succes și vă mai aștept. Să rămână. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici, ne revedem la ora 21, până atunci toate cele bune, la revedere!